cu un nou vlogmas. Pentru vlogmasul de astăzi m-am gândit să vă arăt o rețetă super simplă de realizat, dar super gustoasă. Vom face niște mini Oreo cheesecake, adică niște mini prăjiturele cu brânză cu Oreo. Le vom servi în aceste vasuri mai micuțe, deoarece acestea nu au o formă foarte bine determinată. Sau le putem spune cumva Oreo snow cookies, deoarece snow cakes, deoarece această brânză poate reprezenta zăpada din ele, pe care și eu o aștept cu drag. Pentru început vom avea nevoie de 250 de grame de brânză de vaci sau de cremă de brânză de vaci, 50 de grame de zahăr, 200 de ml de frișcă nedulcită, eu voi folosi pe celălalt la Dorna, și pudră de biscuiți Oreo, eu am luat-o din Carrefour cu un jur de 4-5 lei, deoarece a fost la 50% reducere și m-am gândit să o folosesc cât încă mai este valabilă. Și puteți folosi și Oreo normal pe care îi veți măcina sau orice alte tipuri de biscuiți. Pentru început, într-un mixer vom pune brânza de vaci. Zahărul. Și toată smântâna pentru frișcă. Puteți pune mai puțin zahăr dacă aveți smântână pentru frișcă îndulcită. Bun. Și acum vom lăsa să se mixeze la viteză medie și apoi vom crește treptat spre mare până devine o cremă omogenă. Crema arată minunat și este gata. O să vă arăt și vouă. Am gustat-o atunci când se făcea. Vă recomand și vouă să faceți acest lucru, deoarece este delicioasă. Dacă veți urma această rețetă, arată cam așa. Dacă foloseam cremă de brânză, era mai omogenă, aș putea spune, însă nu am găsit și am avut doar brânză de vaci normală. La mine în frigider. Acum vom lua un vas. Vom turna câteva bucăți de Oreo crumbles, adică de aceste firimituri de Oreo, Oreo măcinat. Și vom pune o spatulă de cremă de brânză pentru a acoperi această sfârmuri de Oreo. Vom pune în straturi. Se pune mai ușor cu un puș, însă eu nu voi folosi unul acum pentru că nu doresc să arate chiar cel mai bine. Acum, bun. Gata, acum vom mai pune un strat de Oreo până voi umple vasul. Bun, vom mai pune puțină cremă. Așa. O voi întinde foarte, foarte bine. Și voi urna cu cremă și la final. Bun, acum voi lua cremă. Voi lua firimitul și voi pune peste tot, pentru a arăta foarte bine. Mai pun puțin, am dat pe lângă. Așa, voi curăța după. Am terminat mini Oreo cheesecake